Mă ocupa în continuare de tenis, este pasiunea mea. Copilul Nedelcu vrea să dea o mână de ajutor sportului alb din Dâmbovița. Chiar dacă va fi greu, vrea să pună bazele unei școli de tenis, care să ofere cursuri de inițiere și performanță în tenisul juvenil. În primăvară vreau să aplic conceptul care l-am avut și în Germania, adică o școală de tenis profesionistă, și doresc că și aici, la Târgoviște, la fel, ca să fac așa ceva. Vreau, în primul rând, să încerc cu toți antrenorii de înaltă performanță, să luăm legătura indiferent de ramură sportivă, lunar să ne întâlnim și să discutăm performanțele sau toate problemele care sunt ivite la nivelul județului și poate cu această ocazie noi toți vom pune mână de la mână și vom contribui la dezvoltarea sportului dâmbovițean. Obiectivul trasat este... La mine la școală să vină cât mai mulți prieteni. Asta înseamnă, dacă putem să reușim, să aducem pe lângă mine și ceilalți colegi, să lucrăm împreună, să facem într-adevăr un concept în care să dezvoltăm tenisul în județul Dâmbovița, așa cum se cade. În prezent, sub comanda lui Pompiliu Nedelcu, se află Andrei Voican, care a reușit să contureze și primele rezultate importante, ce îi dau satisfacția antrenorului și îi confirmă că a făcut o alegere bună atunci când a decis să împărtășească din experiența sa copiilor. Deocamdată mă ocup de sportivul Voican Andrei, unde este, să zicem, al treilea la categoria de 80 ani, astăzi, să spunem, pe locul 2, pentru că cel mai bun sportiv a trecut la 11-12 ani, este vorba de Vlad, și a rămas Duță și cu Andrei. Eu mă ocup deocamdată de Andrei. De fapt, toți trei a fost un lucru extraordinar că au contribuit la campionatul național pe echipe și au câștigat campionatul național, iar la individual, după cum știți, a luat locul 1 și 3 ceilalți doi sportivi din Dâmbovița. Deci sportul, cum s-ar spune, alb, tenisul, este bine cotat în Dâmbovița.